Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spune Mircea Goian la o nouă ediție în Lumina Adevărului. Astăzi ne cantonăm în zona artei, artei vizuale, putem spune. Iată, vom cunoaște o activitate la nivel internațional a unor artiști români și, ba mai mult, chiar a unui pictor și profesor de aici din Deva, domnul Andrei Rossetti. Bine ați revenit, domnule profesor, în studioul nostru. Bine vă regăsesc, mă bucur să fiu din nou aspetele dumneavoastră. Da, sigur că prezența dumneavoastră se datorează unor motive, nu? Logic. Așa, ne putem întâlni în afară de emisiune pentru alte discuții, dar aici avem chiar lucruri foarte importante din punct de vedere cultural de prezentat și de discutat. E vorba de câteva proiecte pe care le-ați coordonat, din câte am înțeles, și la care ați participat în Mexic. Cred că coordonat e mult spus, am participat în Mexic, ar fi nedrept față de Sorin Scurtulescu, care a dus greul organizării din partea grupului Noima acestei călătorii foarte dense în Mexic. Da, de specificat din domnul Sorin Scurtulescu că este coleg cu dumneavoastră și membru în grupul Noima. Da, și el pictor, da. Și profesor la Timișoara și membru fondator al grupului Noima, ca și mine. Dar în acest proiect a fost și cel care și-a dorit poate cel mai mult ca Noima să traverseze oceanul și ceea ce e o premieră și a tras foarte tare la acest proiect și uneori cu acte la limita generozității și a nebuniei a construit proiectul ăsta împreună cu Ambasada României în Mexic și cu Institutul Cultural Român și cu alte instituții, Primăria din San Miguel de Allende și alți contributori la realizarea acestui proiect. Adică a fost mult de lucru, nu e chiar așa simplu. Dai două telefoane și mergi în Mexic. Când Sorin gândește un proiect, nu scapi ușor. Sorin a gândit un proiect foarte intens. A fost o expoziție care a avut un fel de concept, așa de statement, cum se spune acum, o expoziție vie. Suntem obișnuiți deja cu cuvântul in progress, dar nu am numit-o așa, am numit-o organism viu, expoziție vie, cu gândul la faptul că grupul Noima după 20 de ani, fiindcă anul ăsta s-au împlinit 20 de ani de când ne-am întâlnit prima oară și am hotărât să facem un grup și după acești 20 de ani uneori ni se pare că am devenit ca un fel de organism viu, ca un fel de entitate, de formă de viață, cum ar fi spus Wittgenstein la un moment dat, în care, sigur, apare nu doar un limbaj comun, ci și fiecare cumva contează pe contribuția celuilalt cu mare încredere și lucrurile merg frumos înainte. Și atunci am meditat pe tema asta. Nu e prima oară când Noima, în arta colectivă Noima, în arta grupului, în acțiunile, performanțurile noastre sau desene colective, medităm asupra condiția acestea de a fi împreună. E unul din subiectele noastre de reflexie, cum e și pictura noastră și în cazul ăsta ne-am hotărât să ducem în Mexic cumva un rezumat al activității noastre de 20 de ani, dar și să rămânem deschiși spre ceea ce vom întâlni acolo, ce urma să întâlnim acolo. Datorăm sigur lui Sorin Scurtulescu, dar și ambasadorului României în Mexic, excelenței sale, Marius Gabriel Lazurca. Nici domnia sa nu este străin de grupul Noima și așa de fapt a apărut gândul. În urmă cu 20 de ani, după ce am deschis prima mică expoziție Noima la Timișoara, cea de-a doua mare expoziție, prima mare expoziție Noima, de fapt, a fost la Arad, pe vremea când domnul ambasador era profesor la Universitatea de Vest și, pe de altă parte, unul din actorii culturale ai Aradului. El ne-a deschis atunci, la debut, să spunem, una din primele expoziții și prima mare, cu siguranță, în mai multe săli, în Muzeul de Artă din Arad. Și amintirea aceasta a rămas și, de-a lungul timpului, ne-am mai întâlnit cu domnia sa
El a fost ambasador întâi în Vatican, apoi în Chișinău, apoi în Budapesta, acolo ne-am reîntâlnit într-o expoziție și, sigur, a venit gândul acesta cu Mexic. De fapt, totul a pornit de la o donație de lucrare a lui Sorin Scurtulescu, care e foarte atent cum gestionează acest lucru, încearcă să lasă instituțiilor contemporane urme ale picturii sale și o pictura s-a ajuns în Casa Europa de Mexic, Mexico, Casa Europa din Mexic, din San Miguel de Allende și de acolo, din aceste, să zicem, discuții în jurul acestui moment al donației acelor lucrări, s-a construit și a apărut și gândul de a face ceva mai mult. Și atunci... Vreau să mă întreb dacă faptul că existați într-un grup e în avantajul, să zic eu, sau creionează într-un fel o activitate mult mai puternică. Și dacă erați fiecare individual, ați fi realizat, știu eu, la fel. Lucrurile se văd în timp. Eu cred că e un mare avantaj că suntem un grup și că am rezistat 20 de ani, ceea ce rar se întâmplă și cred că știți la fel de bine din alte domenii culturale cât de greu rezistă un grup, nu numai în România, dar și în România. Deja o experiență înrudită cumva, experiențe de familie, sigur e un clișeu ăsta, suntem o familie, trebuie să nu știu ce, să meargă lucrurile înainte, se spune asta adesea în tot felul de instituții, dar noi n-am fost o instituție, am fost un grup informal, spun am fost, fiindcă de anul ăsta am făcut și o asociație, dar am pornit așa și într-adevăr s-a pus problema asta și problema asta la început. Chiar Sorin Scurtulescu se gândea în 2003-2004, zice, domnule, am fost în Londra, am fost în... era un student care călătorea de atunci, nu erau așa mulți bursieri ca acum, dar el a mers în Anglia, a mers în Italia. La Roma cu el. În Italia, exact, da. De mai multe ori. A reușit să câștige unele concursuri și să participe acolo, să aibă experiențe frumoase. Și spunea, domnule, în galeriile din Londra nu mă ascultă nimeni dacă sunt singur și ar fi bine, am fi o voce mai puternică dacă am fi împreună. Era și nostalgia atelierului. Noi terminam studiile, eram obișnuiți unii cu alții, aveam încredere unii între alții în observațiile unuia sau altuia. Nu ne vedeam așa concurențial și aveam și modele. În Timișoara existau niște tradiții solide în privința grupurilor, cum a fost Sigma și 111 și altele, în Arad, Kinema, Icon, dar Sigma ne era mai aproape. Prologul, pe de altă parte, mult mai aproape, era un grup contemporan studenției noastre și este și acum contemporan nouă. Și erau exemple, pe mine astea m-au atras spre a fi parte dintr-un grup. Fiecare a avut motivația lui și, într-adevăr, la început, vocea devine mai puternică. Poți avea și probleme în timp, fiindcă, de exemplu, în momentul în care o galerie reprezintă un artist, îi poate mai greu să uite la un grup, e ca și cum ai lua la pachet 5 portofolii deodată, cumva îl iei pe unul, trebuie să-l iei pe toți. Bine, nu există condiții de tipul ăsta în grupul Noima, dar cred că poate fi uneori și un impediment, poate, în anumită fază, să zicem, Dar, în general, cred că atunci când tragi linie, tocmai rezistența în frecușurile astea, până la urmă, de a fi împreună și care sunt niște șlefuiri, fiecare se are cioturile lui, colțurile lui și ne zgâriem unii pe alții și în timp ne șlefuim și prietenia cred că devine ceva mult mai solid în timp și deja e un câștig în sine. Da, cred, nu știu. Bănuiesc și de asta vă și întreb. Probabil că e mult mai de impact în momentul când propuneți 5 artiști, 5 creații, nu? Decât una. Probabil că dacă e pentru a fi doar o creație, lucrurile chiar trebuie să fie convingătoare, da? Așa dacă se merge cu 5 creații, cred că la un moment dat... Nu-i numai o sumă, fiindcă e și, nu știu cum era în operațiile matematicii, acum să fac o analogie, dar vă dau exemplu Mexicului. Acolo am ajuns într-un spațiu minunat, Casa Europa de Mexico, o casă foarte frumoasă în care cândva a poposit și Klimt și a expus și ne-am trezit că am ajuns acolo cu
câteva mostre din arta noastră și, și video, și foto, și pictură. Și aveam la dispoziție, de fapt, întreaga casă. Noi credeam că vom avea unul din spațiile de acolo. Am dus multe lucruri, dar câte pot încăpea într-o călătorie peste ocean, practic în bagajele de cală. Și am reușit să deschidem într-o primă formulă o expoziție care a cuprins și, să zicem, acționismul nostru în documentare și documente video, să zicem, și fotografice. Am avut instalații video cu obiecte, am avut pictură, o sală numai cu pictură, am avut două săli, de fapt, în care erau și schițe și uleiuri și au fost lucrări făcute la fața locului în ziua compunerii expoziției, după primul drum prin Mexico, după ce colegii mei au contemplat peisajele de acolo și locul unde am pus tabăra, să zicem, o casă foarte frumoasă și aceea, de unde vedeam orașul San Miguel de Allende și culorile lui și plantele de pe terasă și colegii mei, doi dintre ei, au pictat imediat niște suprafețe mari. Deci, o expoziție care avea deja foarte multe fațete și o sală cu multimedia și o sală cu strict pictură și o sală cu schițe și pictură, o sală cu fotografii din acțiunile noastre, din performansurile noastre, o hârtie goală pe care la vernisaj am desenat ceva. Deci, cumva se îmbină nu doar pictura noastră ca indivizi, ca persoane. O expoziție vie, cum exact ați spus. Și cum am prins noi în generul cu emisiunii, putem vedea, să intrăm un pic în problemă, nu? Să vedem vernisajul? Se poate? Da, da, sigur. Ne bucurăm. Bun, vedem primul material, adică ne însoțește, ilustrăm cu vernisajul și domnul profesor să ne spună despre ce e vorba, ce a fost acolo. Da, sunt imagini de la primul vernisaj, am spus expoziție vie și de fapt au fost mai multe evenimente acolo. Aici e chiar prima deschidere. Practic, oameni care au venit să vadă ce am adus noi, bagajul nostru cultural de 20 de ani, rezumatul acesta pe care am încercat să-l facem pentru ei. Au fost de față, da, acolo e președintele Casei Europa de Mexic și din Mexic și directoarea executivă, era ambasadorul nostru, sigur, un fost ambasador al Mexicului în România, prezent și el, și publicul de acolo, un oraș special, un oraș care are deja un fel de aură culturală. Acolo se țin festivaluri de film interesante, festival de jazz bun, sunt foarte mulți artiști care s-au stabilit acolo, sunt urme ale muralismului mexican acolo, e locul unde s-a deschis cea de-a doua Universitate de Artă din Mexic în timp, în vechime, și un spațiu în care și mulți canadieni, americani, italieni, am întâlnit francezi, s-au stabilit. Deci o atmosferă cosmopolită, se spune de o lumină specială, unii compară cu Florența, dar nu e un oraș atât de mare, dar e un fel de Florență mică a Mexicului, orașul artelor prin excelență. Și sunt imagini, vedeți publicul de acolo, un public tot așa cosmopolit, oameni care au lucrat în stat de vorbă cu ei și sunt artiști de acolo, sunt oameni care au lucrat în aceste lucrări de for public din Franța și Canada, tot felul de oameni interesanți, oameni care au lucrat cu galerii mari din Statele Unite ale Americii. A fost o atmosferă care ne-a dat, într-adevăr, ne-a dat un răspuns pe care cumva l-așteptam, cum va fi trecerea asta peste ocean. Sigur că nu e New York sau nu e alt centru mare de peste ocean, dar Mexico are o culoare specială și o atmosferă specială. Aici e una din lucrările realizate la fața locului. În stânga era numai lui Cosmin Frunteș cu un fel de evocare a acestor zone cu cactus și vegetație puțină, aridă, spații aride ale Mexicului. Specific, da, da, și nu, multe zone sunt așa, într-adevăr, și practic aveți imagini cu atmosfera de acolo, cu prima întâlnire cu publicul de acolo. Acest lucru s-a întâmplat la vreo 2-3 zile după ce noi am ajuns în Mexic.
Expoziția aceasta avea să se schimbe deja din acea seară. Dacă vedeți în stânga, este o coală, nu albă, ci e un ocru acolo. Și Noima a lucrat și la vernisaj. S-a realizat acolo un desen colectiv. O să vedem imagini și de acolo, cred. Asta a fost primul impact. Era o seară, am avut emoții, într-un fel, fiindcă ne așteptam la niște temperaturi mai joase. Trebuie amintit că Mexicul, sau zona asta Mexicului, are localități aflate la mare altitudine și capitala e la 2500 de metri. E ciudat, nu doar ciudat, e și ciudat să te gândești că ești la nivelul celor mai înalte vârfuri din munții noștri. Bine, e și aproape de ecuator și atunci nu simți că ești, simți presiunea aerului și oboseala aceasta până te obișnuiești cu a respira un aer mai rarefiat și poluat în Ciudad de Mexico. În San Miguel nu mai e așa, acolo inițial a fost o zonă în care oamenii trăiau din exploatarea de argint, iar acum atrage în primul rând prin turism și cultură. Și nu doar el, ci și localitățile din jur. Sigur, sunt multe de văzut acolo și imediat după vernisaj, în a doua zi, noi am avut acele masterclass-uri, practic o zi întreagă în care pe rând am ținut câte un curs. Păi să vorbim acum, dar vorbim un pic mai încolo. O să revin asupra lor. Așa, da. Când ajungi în San Miguel de Allende, dai de o paletă cromatică, așa cum se întâmplă și în Burano sau în alte părți din, ce știu, în sudul Franței, în Portugalia, mi-amintesc, acolo erau niște culori specifice și până la urmă ele se devin și reglementate instituțional. Nu știu dacă în San Miguel se întâmplă asta, dar dominantea sunt acele teracote, ocruri, roșuri și toate acestea pe clădiri care nu au apele de la noi, sunt mai degrabă cubice, așa, par moderne, dar de fapt așa s-au dezvoltat în timp simplu, e altă climă acolo și e o localitate așa, plasată pe dealuri, străzile, sunt tot felul de biserici interesante, cu clăpotnițe interesante, cu grădini interioare foarte frumoase, le-am și pictat. Da, fiindcă acolo noi am ajuns un plan foarte, spuneam asta la început, un plan foarte intens. Mai e și lucrul ăsta că în Mexic, și am înțeles că și în alte state de peste ocean, când intri declar ce vrei să faci și anunți autoritățile unde mergi, noi aveam un timetable foarte precis. Nu am simțit că suntem urmăriți sau ceva, dar și aici e și datorită ambasadei care s-a ocupat de partea asta formală, bineînțeles. Am fost bine primiți și protejați și cu prietenie și ospitalitate, nu doar de ambasadă, ci și de oamenii locului și chiar ne-am împrietenit ținând astfel de lecții, ne-am cunoscut pe oamenii locului și am putut cunoaște și viața lor plină de muzică, de culoare, multe locuri în care se cântă live, simțeai așa că ba o samba, ba o... Bine, piața centrală erau mariachii, da, care așteptau să fie contractați, și corect, și care se plimbau și prin restaurante. Era o atmosferă cumva care confirma și clișeele despre care Mexic. Care cântau la o pălării la acelea imense. Da, ăștia erau... Poate... Nu, le aveau pe cap. Acolo erau și îmbrăcați elegant, cei din centru. Corect. Iar în puburi cântau jazz, cântau blues, cântau samba, cântau bossa nova. Da, deci, lucruri foarte frumoase. Bun, tot în 15 iunie mai aveți o activitate, organismul Biu l-ați numit. Da, e desenul colectiv despre care vorbeam. Vedem, am lăsat așa, imagine, puțin separat asta față de vernisaj, dar s-a petrecut la vernisaj. Este sala, deci cum se intra în Casa Europa, frontal se vedea această hârtie goală, o coală lungă, panoramică, întinsă acolo pe perete și în jurul ei imagini din alte performance-uri sau acțiuni colective ale grupării Noima și acolo am intervenit cu public, practic cu vopsea albă, fiecare, am avut să spun o simplă discuție înainte cu câteva ore, fiecare cam ce semn alege și atunci, sigur, evaluam cât de mult vom putea încărca acea suprafață în patru oameni la... Publicul asistent. Publicul fiind de față. Și sunt semne diverse, fiecare a vrut să spună ceva.
Eu m-am rezumat la teritoriu, mie mi-aparține senzația de spațiu de acolo, orizontalele acelea. Sorin Scurtulescu a pus piciorul peste ocean, ați văzut acolo un picior supradimensionat. Avem și un portret făcut de Cosmin Frunte și integrat în lucrul ăsta colectiv, și Dan German s-a jucat puțin cu vegetația asta nouă pe care o întâlneam și pe care am gustat-o din plin și la propriu și la figurat. Adică mergeam în piață și ne hrăneam cu fructe de cactus și le-am văzut și în grădina botanică și în jurul piramidelor de la Teotihuacan și sigur, e o impresie, adică dintr-o dată vezi altfel de vegetație, probabil că și lor le-ar fi la fel să vină la noi. Pentru noi cactușii ăștia cu spațiu gol, plin, umbră, închis, totuși materiali, erau senzații interesante, așa când îi priveai. Și da, asta a fost organismul viu, practic evocarea unui organism prin părțile corpului, dar și a pasului făcut într-un loc și a locului în care ai ajuns. Un desen simplu, un crochiu colectiv, dar care sperăm că a dat ceva din atmosfera... Rămâne? A rămas acolo? Da, e în inventarul rămas acolo. Trebuie spus că atât lucrările aduse de noi de aici, acolo, cât și lucrările realizate în tot acest periplu de numit expoziție vie, fiindcă au mai urmat lucruri făcute acolo și expoziția s-a mai schimbat, o să mai vedem dacă avem timp, au rămas acolo toate aceste lucrări în grija ambasadei, cu gândul ca în anii ce urmează să mai existe niște momente în alte spații culturale, în Ciudad de Mexico, în Guadalajara, vom vedea. Ambasada a pornit deja de când am început contacte cu curatori, cu galerii, cu instituții publice în vederea realizării acestui demers. Ne-am gândit că e ceva de asumat, nu ajungi ușor acolo și atunci și nu ajungi ușor cu un inventar atât de complex de lucru. Și atunci am ales să facem acest pas și să pariem într-un fel pe, sigur, în speranța că ambasada nu se va plictisi de acest, fiindcă au muncit foarte mult cu noi și le mulțumim și pe calea asta. Da, instituția de felul acesta în care oamenii își fac treaba chiar e importantă, mai ales într-o țară, nu? Da, i-am și cunoscut pe câțiva din angajații de acolo, pe domnul consul, pe lângă domnul ambasador, pe domnul consul, pe asistentele care ne-au ajutat foarte mult, Edith și Nidia, niște oameni extraordinari, da, de la a ne purta cu mașinile pentru a fi în siguranță în Ciudad de Mexico, unde lucrurile pot fi foarte frumoase și foarte periculoase în același timp, depinde cum te miști pe acolo și la ce oră faci asta. Nu, sunt cartiere extraordinar de scumpe și bogate și așa sunt și imediat, mergând puțin cu mașina, poți ajunge în zone foarte, foarte așa, în care vezi clădiri din bolțar netencuiți și... Nu știi peste ce dai. Da, mă rog, astea am văzut că românii le cam știu din emisiunile despre Mexic. M-ar interesa reacția publicului în ideea în care clar s-au întâlnit cu ceva nou, au văzut lucruri venite din altă parte a lumii. Da, prima reacție am măsurat-o prin prezența la atelierele de a doua zi. Au fost oameni care au stat întreaga zi să audă cursul fiecăruia dintre noi, fiindcă Sorin Scurtulescu a început în 16, dacă vreți puteți spune niște imagini. Mai avem în 15 versiunea 1. Cred că, aici sunt imagini efectiv cu spațiul expoziției. Cred că putem și să sărim peste sau? Acum să le vedem. Practic aici se vede mai bine expoziția fără public și vedeți poate și lucrările. Sunt lucrări din ciclul venețian al lui Sorin Scurtulescu. Ciprian Bode a trimis parcuri, studii făcute în parc de când își plimbă copiii prin parcurile Timișoarene. Aici sunt imagini din acțiunile noastre, performance-ul făcut acolo, sigur, hârtia aceea lungă.
sala multimedia care avea să dispară. De fapt, noi acolo când am ajuns ne-am și apucat de pictat cu gândul că partea asta de video poate la un moment dat să dispară și să fie ocupată de picturi noi făcute la fața locului și vom vedea și versiunea a doua a expoziției. Deci în sala asta rulau documente video din acțiunile noastre, o altă sală cu schițele de iris ale lui Sorin Scurtulescu, cu dansul și meu, cu alte lucrări de ale noastre. Aici era și un zid de piatră foarte frumos. Și sigur, curtea interioară, acest patio în care sunt puse lucrările acelea făcute ad hoc, la fața locului, dintr-o zvâgnire de moment, chiar când am ajuns de Cosmin Frunte și Dan German. Ei având sigur și alte lucrări pe pereți, aici avem pe Sorin Scurtulescu și pe Cosmin Frunteș, din nou Cosmin Frunteș cu acea impresie, prima impresie din Mexic, pare un câmp pârjolit, dar nu știu, asta e și gama lui și probabil trăirea lui la sosirea de acolo. Oricum la asemenea spațiu e clar că trebuiau și lucrări mai mari. Era nevoie, bineînțeles că limitarea asta, noi ne-am temut puțin și de avertismentele astea pe care Ministerul Afacerilor Externe le dă. Practic, citind recomandările lor, nu-ți mai vine să pleci încolo. Adică îți dai seama că orice vameș te poate întoarce așa. Nu dacă, știi dacă ajungi cu lucrările sau nu. Păi nu știi dacă ajungi și tu. S-au întâmplat cazuri în care au fost întorși. Deja unele companii de asigurări au inclus o clauză de tipul ăsta pentru întoarcere și Lufthansa îți asigură, sigur, avion de întoarcere, deja iau și ei în calcul. Fiindcă acești oameni pot să, dacă au un capriciu de moment, li se pare lor că ceva nu-i bine cu tine, poate să te întoarcă fără să răspundă decât în fața unui tribunal pe care tu îl poți, ai pârghii foarte puține să-l constitui. Adică răspund doar în fața tribunalelor mexicane și atunci e foarte riscant și a merge cu suluri mari, cu lucruri care să scoată în evidență ceva atipic, era un pic riscant și am evitat. Am preferat să începem cu mic și să... Da, lucrurile s-au dezvoltat lucrurile acolo. S-au echilibrat acolo, s-au echilibrat prin video, sigur, proiecții mai mari cu aceste lucrări la fața locului, prin acea lucrare colectivă. Și sigur a urmat un set de pânze pictate acolo, care, mă rog, erau și mici și mari, și mai mari, dar au dat și ele, și bineînțeles, a fost și, am văzut o reacție foarte bună și din partea celor de acolo bucuroși că n-am venit doar să le arătăm ceva, ci și să primim ceva de acolo și să ne lăsăm cumva sub impresia locurilor care clar au multe de spus. Da, haide să trecem la masterclass-uri, da? Am înțeles că lumea... Da, adică da. Asta a fost prima confirmarea că există interes pentru ceea ce prezentați. Dacă să mergem pe firul poveștii, masterclass-urile au asigurat și alt lucru. Știți cum e, când te duci într-un spațiu pe care nu-l cunoști, nu ai din prima acces la să zicem, de desubturile lui și atunci, făcând aceste masterclass-uri, am putut cunoaște oamenii locului și prin oamenii locului am putut cunoaște mai bine și locul. Aici e prima întâlnire cu Sorin Scurtulescu în piața municipiului acolo, în San Miguel de Allende. Aici a aprobat primăria să desfășoare acest curs, primărie care a și susținut cu tuburi de culoare, pânze, efortul nostru de a intra în atmosfera de acolo. Deci e unul din finanțatori pe lângă Institutul Cultural Român al proiectului. Aici Sorin Scurtulescu a pictat o pânză, o fațadă a unei biserici din această piațetă. Publicul era public pornind de la Casa Europa, dar și public care s-a adăugat așa ad hoc. Aici suntem la întâlnirea mea cu ei, unde am vorbit despre reprezentări pe imagini, despre reprezentări încărcate ale lumii spre care tindem, fie că e paradis, fie că e o lume utopică, cum era în cazul muraliștilor mexicani, sau chiar despre pictura rupestră și alte cele, palatele din Veneția, dar și despre versiuni epurate ale lumii acesteia pe care pictorii încercă să o reprezinte, cum e cazul prologului și am luat și pe García López din Spania, ca exemplu, pe Peter Dreher din Germania, oameni care au lucrat, Peter Dreher, de exemplu, a lucrat din anii 70, pe lângă alte teme, un pahar cu apă, l-a pictat de sute de ori, de mii de ori, poate. A murit în pandemie pictorul Peter Dreher și alte exemple de
García Lopez picta un gutui și este un film cunoscut în anii 90, premiat atunci Soarele Gutuilor, cu pictorul care se pregătea un an întreg pentru a picta acel gutui în pârg, când fructele erau coapte. Da, în general, publicul, ca să zic așa, simplu, nu înțelege. Erau oameni și simpli, erau și oameni care, unii făcuseră, Sofia, cu care ne-am prietenit, făcuse și facultatea de filozofie și cea de artă și cred că făcuse și eu școală de arhitectură, dacă nu mă așel, sau design înainte. Colegii mei, deci a fost o sesiune, să zicem, cumva practica lui Sorin, deși ei n-au pictat toți atunci, a pictat doar Sorin și unii au făcut schițe. Aici e Felipe, un artist de acolo, care și predă cursuri și erau și studenții lui de față, care făcea schițe în paralel. Dar a urmat al meu, prezentarea mea a fost mai degrabă o analiză de analiză pe imagini și apoi Sorin și Cosmin au făcut lucru cu materiale neconvenționale, colaj, pornind de la natură statică sau de la încercând să redea amintirea unui loc, de pildă, sau unui lucru, în cazul lui Dan German. Li s-a părut interesant, a fost o persoană care a venit întâmplător în Casa Europa și a văzut că se întâmplă ceva, a întrebat ce se întâmplă, Cecilia e cea cu fustă sau pantalonii galbeni și a rămas toată ziua fără să-și fi propus să vină acolo. Deci a fost captivată de discuțiile și lucru de acolo, încât s-a prins în Horam și pe ea a mai întâlnit-o zilele următoare. Comunicarea a fost în engleză? Comunicarea a fost datorită traducătoarei noastre, Ioana, adusă de la Universitatea din Mexico, a fost într-o spaniolă foarte bună datorită ei. Noi am vorbit ori în engleză, ori în română. Ea a muncit enorm în ziua aia și a fost un foarte bun lucru pe care ambasada l-a făcut aducând-o și am putut vorbi. Era foarte pricepută în a traduce inclusiv partea asta de limbaj artistic și conținuturi artistice. Ne-a fost de mare folos și ajutor. Astea au fost masterclass-urile. De aici au apărut și prieteniile noastre cu ei și ne-au dus în locuri în care poate n-am fi îndrăznit să mergem. Am fost să vedem cum e nu doar tequila, cum se știe aici, ci și pulche și mescalul și alte în locuri unde și mâncărurile de acolo. Am mâncat lăcuste, am mâncat cât e de pipărat. Am rezistat cu brio și, da, într-adevăr, acum Cosmin, de exemplu, frunte și-a cedat la un moment dat în fața porumbului, nu mai suporta aluaturile din porumb, tortilla asta făcută din porumb și nachosul și nu știu ce mai aveau ei pe acolo. Și unii au început să simtă dorul de alimentația noastră sau, mă rog, de cea pe care ei au ales-o în viața lor, dar altfel era interesant. Deci, sunt fructele astea, mango și avocado acolo au un gust ceva de nu-ți mai vine să le mănânci aici și clar. Mergeam în piață zilnic și ne luam sucuri făcute din fructe de acolo și v-am zis cactus și alte cele și acum nu spun că o lubeniță nu e mai bună, eu zic că e mai bună decât fructele de cactus care sunt foarte frumoase, dar alea roșii nu le-am mâncat pe toate, am gustat doar un gen, o specie. Da. Da. Bun, și ajungem la versiunea 2 Expo, da? Da, 25 iunie. În 25 iunie avem, da, am pus sus lucrările realizate acolo. Este sala aceasta care la început era cu proiecții video, s-a umplut de pictura făcută la fața locului. De sunt motivele locului, agavele acestea, cactus și grădinile din curțile bisericilor vechi de acolo, clopotnițele de piatră. E interesant Mexicul, fiindcă e și contrastant așa social și totuși are și straturi care sunt deja din timpul Renașterii, nu? 1500 și ceva, vezi piatră ca în Florența, noi avem rar un încadrament la o poartă sau la o fereastră din piatră cioplită, cum vedem în Florența sau în alte locuri. Dar acolo sunt la locul lor. Aici e o pictură de-a mea și una de-a lui Sorin Scurtulescu, nocturnă, Cosmin Frunte și Dan German. Peisajele astea de pe autostradă la Dan German cu pomi și clădiri simple. El a lucrat și colaj. Culorile și-au schimbat culorile? Adică au abordat altfel lucrările? German mai ales, știu că ne tot spunea, domnule, nu, cum să nu pun verdele ăsta tare, să uita terasele astea spictate de el. Adică
Se gândea chiar la colegi care pictează așa din alte... Și zice, n-ai cum ai să o colești, asta e tema locului și sigur că ne-am hrănit din ea. Eu am pictat o grădină din curtea unei biserici de acolo, care era luxuriantă și m-a cucerit, două astfel de spații și o clopotniță care se vedea la capătul străzii, o vedeam de fapt și de pe terasa noastră, de la Biserica Santo Domingo. Sorin Scurtulescu a făcut și aici niște panorame grozave așa peste oraș, ne-a permis și locul unde eram cazați, adică vedeai Catedrala San Miguel și celelalte se vedeau foarte frumos și seara și dimineața la răsăritul soarelui. Asta e Sorin Scurtulescu, da, 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 în stânga. Sigur, nu e prima oară când el astfel relaționează cu un loc și vorbea despre, parcă sunt în Roma, unde l-ați întâlnit, da, unde mergea pe înălțim și picta astfel de orizonturi. Inclusiv noaptea. Inclusiv noaptea și aici a pictat, da, iată, în dreapta, acolo e o nocturnă făcută de el. Aici culmea e că i s-a stins, au stins oamenii mexicani luminile de pe clădiri chiar în timpul lucrului și a trebuit să picteze din memorie. El fiind poate cel mai fidel experienței în plein air, s-a văzut și în masterclass-uri. Adică eu, de exemplu, atunci când am pictat clopotnița de la Santo Domingo, pe care o vedeam de pe terasă, nu m-am dus pe terasă, pentru că eram prea mulți deja pe terasă și nu mă simțeam bine să lucrăm așa chiar în căldură, mulți căutam, da, da, mici locuri umbrite acolo și am făcut câteva schițe acolo în acoarelă, am făcut fotografii și m-am dus în cameră și am lucrat în liniște. Da, da, da. Deci n-am fost chiar un plenerist ortodox în sensul, adică, sau riguros așa. A fost și un concert, mi-ați povestit? Au fost mai multe concerte, dar unul e legat de ce a organizat ICR și ambasada. Practic am avut un oaspete pe lângă concertul, da, de jazz cu Carina Colis Trio. După acest concert de jazz, care nu era organizat de noi, ci de Casa de Europa, a urmat Lidia Gerber-Ohan, o persoană extraordinară și un pianist foarte bun, care a făcut un concert, vedeți, s-a umplut acolo. A fost o seară extraordinară în care s-a cântat de la Enescu până la Nina Casian, Paul Constantinescu, deci muzică românească, să spunem, de la Enescu până în contemporaneitate. Și oamenii... Cu ocazia asta am înțeles că ați aflat că Nina Casian a și compus. N-am știut că ea a compus muzică, n-am știut fațete mai multe ale destinului ei. Sigur că auzisem de o perioadă în care cumva era văzută ca un colaborator al regimului comunist, exact, dar ulterior, da, a fost exilat într-un fel. Serios, da, pe tema asta. Dar ea a fost și, a și pătimit și a plecat tocmai de, ca să scape de ei după aia. Deci multe fațete nu le știam. A plecat în state, nu? Da, știu eu. Da, 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 da. Așa parcă mi-am amintit și eu. Da, da. Și în orice caz o compoziție extraordinară de a ei și nu numai aceea și doamna Lidia Gerber-Ohano, persoană minunată, de un optimism cum rar am întâlnit, am mai întâlnit, dar e o mare bucurie să vezi astfel de oameni. O persoană care în 62 a tras o palmă lui Ceaușescu, atunci când Ceaușescu era student și era un fel de lider al studenților, se cam știa că e în cărți. Ceaușescu era student? Era student, da, da, era liderul studenților, da, sau așa ceva. Bine, era pe dacă în 65 a devenit secretar general și apoi președinte, vă dați seama că era deja în niște cărți și practic doamna Lidia a urcat atunci, a fost invitată pe scenă să reprezinte America de Sud, să dea un buchet de flori, să spună două cuvinte și la coborâre i s-a spus că ce caută un om dintr-o țară capitalistă să dea lecții pe scenă în România și a fost împinsă de Ceaușescu și de doi gelați de lui. Ea a strigat după ajutor, au venit colegii din Argentina să o protejeze și care știau cine e Ceaușescu și au zis trebuie să plecăm de aici și ea între timp striga, tâmpitule, ce faci? Păi nu știi cine e, ziceau ei, păi știu că e un student ca și noi, ce? Și trebuie să plecăm de aici și a zis plecăm imediat, s-a întors, ea cârpit o palmă și apoi a zis, putem pleca de aici acum. Da. Și a scăpat, în două zile a părăsit țara, dar în 70 ceva s-a întors. Trebuie spus că ea în copilărie l-a auzit pe Dinu Lipati la radio, a plâns și s-a dus la tatăl ei și a spus, eu vreau să fac ce face omul ăsta, să cânt ca el.
tatăl ei a spus, familia era, ea s-a născut în Buenos Aires și tatăl ei a spus, nu mai poți învăța de la acest om, murise din Ulipati, dar a ajuns să facă cu profesoara lui, cu doamna Muzicescu și s-a întors în 70 ceva. Ceaușescu se pare că n-a păstrat memoria acelei palme, s-a uitat sau era prins cu altceva și n-a avut necazuri. La întoarcere a venit și s-a specializat aici, vorbește foarte bine românește și într-un fel e o mare, mare iubitoare sau patriotă chiar, că are, da, are urme în neamul ei de români și a fost o prezență extraordinară. Ne apropiem de final. Da. Privirea mural. Da. Încheiem cumva San Miguel de Allende și fugim de acolo în Ciudad de Mexico, se întâmpla asta la final de iunie, început de iulie, știind că avem 3-4 zile să realizăm o pictură murală, era un festival care se numea Mural Cultural de Arte Urbano, Mural Internațional de Arte Urbano. Vedem deja. Unde destul de, de greu cumva, dar până la urmă s-a acceptat tema asta propusă de noi. Era cumva atipic, ei își propuneau niște teme mai ideologice, cum se face acum cu, mă rog, cu agenda umanității în 2030. Noi am mers metaforic cu privirea unui arhanghel și dintr-un motiv cultural, să zicem, și identitar, am vrut să acest arhanghel Mihail extras din pictura murală din Oltenia, din Topolnița, mănăstirea Topolnița, l-am propus ca punte de dialog între vechiul muralism european și, să zicem, muralismul mexican, care are componenta străveche, mă rog, maiaș și altele, dar și acest muralism socialist al lui De Ribera și Siqueiros și ceilalți, Orozco. Și am construit proiectul ăsta, ei au acceptat metafora acestui chip care, care cumva vine de dincolo de timp. E un pic, deci e între mai multe murale, practic e ediția a doua, Miguel Hidalgo, acel cartier, district din Mexico, din Ciudad de Mexico, care are 23 de milioane de locuitori, și-a propus un fel de reabilitare a zonei prin promovarea muralelor. Și noi, cumva, în premieră, în street art, intervine cu asta. Am realizat acest chip acolo într-un timp record, în 2 zile. Noi ne așteptam să fie 3 și asta ne-a dat prilejul să fim cumva alături de Israel și Uruguay la inaugurare și să-l avem acolo și pe, să-i avem și pe reprezentanții și artiștii din țările acestea alături, dar și pe lângă ambasador și pe primarul acelui district. Și a fost o reușită cumva fulger, ceea ce ne-a dat timp, sigur, să vedem și piramidele de la Teotihuacan și câteva muzee din Ciudad de Mexico. Deci a fost contra cronometru toată ieșirea. Bine, timpii din San Miguel de Allende au fost mai tihniți. Acolo aveam timp de noi și cât a stat acolo? În total, toată povestea a durat 3 săptămâni, 21 de zile. V-au influențat tot ce s-a întâmplat de acolo pe dumneavoastră ca artist, vreau să zic. Păi eu am venit cu un bagaj de acolo, am venit și fiecare din noi sunt convins că vine cu un bagaj de acolo. Eu am și o mare cutie cu nu doar impresii, așa, amintiri, ci și chiar documentări ale paletelor de culori, ale clădirilor, cu tot felul de lucruri care e posibil să revină în ce vreau să fac de aici încolo. Eu cred că, adică sunt hotărât să reiau unele teme pictate acolo. Grădinile acelea m-au vegetația, vă spuneam, oamenii. Poate chiar să existe în continuare drumuri în Mexic sau drumuri ale lor încoace, fiindcă am cunoscut și artiști de acolo pe care i-am invitat să vină și ei încoace. Da. Impresionant și mă bucur tare că iată un profesor, un pictor din Deva, da, a fost... Da, într-un fel mi-am dorit să nu se realizeze acest proiect, vă mărturisesc. De ce? Fiindcă situația mea de aici e destul de delicată și mi-era frică efectiv de o plecare la o distanță de mare și pe un orizont de timp destul de lung. Dar s-a dovedit că viața merge înainte și fără mine atât de aproape aici și chiar mi-a prins bine experiența, însă la un moment dat m-am temut de ea. Și plus asta a fost un an foarte încărcat, nu doar cu Noima, care face 20 de ani într-un oraș ca Timișoara, fiindcă Noima acolo totuși e mai, acolo a apărut, care e capitală culturală europeană și am avut și acolo destul de multe de făcut anul ăsta și mai avem încă,
plus ale mele cu lucru personal, cu școlile. Am început colaborări cu câteva universități. Anul ăsta a fost un an foarte încărcat și da, Mexico a venit un pic ca ceva prea exotic pentru... Domnule profesor, să vă feriți de momentele în care vă plictisiți. Nu am avut prea de știu, mult așa momente, dar... Da, corect. Mulțumesc tare mult, felicitări pentru ce ați realizat și pentru grupul Noima, bineînțeles. Și sunt convins că vom avea ocazia să ne mai vedem și cu alte proiecte, pentru că sunteți neliniștiți și în același timp... Putem face un bilanț cândva, dacă vreți, da. Un bilanț al Noima 20 de la ani. La un moment dat, da, corect. Când doriți, vin cu drag, dar acum era prea prezentă experiența asta. Da, foarte clar. A fost și o experiență în Bulgaria foarte frumoasă, care e aproape de noi, dar uimitoare. Dar astea poate în alt episod, cum se spune. Corect. Din septembrie încolo. Mulțumesc încă o dată, felicitări și să ne vedem cu bine. Vă mulțumesc și eu pentru următoarea invitație. Întâlnire. Dragi prieteni, a fost ediția de astăzi. Mulțumesc dacă ne-ați urmărit. Vă doresc o după masă frumoasă alături de Info HD. La revedere! Thank you.